În direct, trei dintre cei mai buni specialiști în analiză politică internațională, alături de noi, cum era absolut normal, diplomatul și fostul ministru al afacerilor externe, domnul Cristian Diaconescu. Bună seara, bine ați venit! De asemenea, directorul Centrului de Relații Internaționale a Academiei Române, profesorul Dan Dungaciu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara. Și Cristian Unteanu, unul dintre, poate și nu mă înșel, spunând că este jurnalistul cu cea mai mare experiență în ceea ce înseamnă relații internaționale, analiză de politică externă, cu experiență uluitoare și cu interviuri realizate cu mari personalități ale lumii, întors de la Bruxelles în platou Jocuri de Putere. Bună seara, bine ați venit, domnule Cristian Unteanu. Domnule ministru, primul subiect al acestei săptămâni și al acestei seri, început încă de luni, prima zi a săptămânii, întâlnirea de la Helsinki, Trump-Putin, care provoacă seism după seism, cu precădere în Statele Unite, dar iată că aflăm lucruri incredibile, aproape de la o zi la alta și pe scena europeană. Da, era și normal, așa cum anticipam cu toții, momentul în care se finalizează o astfel de întâlnire la cel mai înalt nivel, birocrațiile din cele două state trec automat la aplicarea deciziilor luate, sau, mă rog, cum părțile înțeleg modul în care s-a desfășurat dialogul și ce trebuie făcut în acest sens. Sigur, aici sunt deosebiri destul de mari față de ceea ce îndeopște se întâmplă în relațiile internaționale după astfel de întâlniri, pentru că, practic, la câteva ore după această întâlnire, părțile dau semnale că se contrazic. Sigur, președintele Trump, odată întors în Statele Unite, a fost pus în situația de a da o clarificare semantică în legătură cu a avea sau nu încredere în sistemele de securitate americane, în relația cu Federația Rusă și cu posibilitatea ca Federația Rusă să se fi implicat în 2016 în alegerile americane. Bun. A dat o serie de interpretări, vom vedea cum evoluează lucrurile. Au mai apărut o serie de semnale îngrijorătoare. Președintele Putin, se pare că i-ar fi transmis președintelui Trump faptul că ar fi dispus să coopereze în legătură cu operativii informațiilor militare ruse acuzați în Statele Unite, în condițiile în care și Statele Unite ar permite o audiere la Moscova, o interogare la Moscova a fostului ambasador american în Federația Rusă. A fost o reacție în egală măsură vehementă a opiniei publice, a sistemului instituțional american, un vot în Congres 98-0 în sensul respingerii unei astfel de solicitări, evident și Casa Albă a dat un comunicat în sensul că niciun cetățean american nu va fi pus în situația de a da explicații în legătură cu funcțiile publice diplomatice pe care le-a desfășurat în Federația Rusă. Ministrul apărării din Federația Rusă a transmis un mesaj spunând este momentul să concretizăm înțelegerile privind controlul armamentelor. Pentagonul nu a dat niciun răspuns din această perspectivă. Și ca o chestiune de culoare, deși este o culoare cam închisă și destul de preocupantă, la o zi și jumătate și după interviurile pe care le-au dat separat și domnul Putin și domnul Trump, s-a organizat un exercițiu militar al Federației Ruse, vestitele rachete hipersonice Kinjal, în dotarea aviației pe MiG-31, au făcut o serie de prezentări ostentative a unei forțe militare într-adevăr preocupante. Sigur că în acest moment situația este în evoluție, sigur că în acest moment preocupările sunt foarte mari de ambele părți. O altă idee se pare discutată la acest summit și anume aceea ca în Ucraina să se organizeze un referendum în partea de est, în scopul definitivării aspectelor constituționale de suveranitate, de independență. A fost reiterat de președintele Putin această solicitare, a fost respinsă din nou de Casa Albă. Sigur,
președintele Trump a mai dat o serie de declarații, spunând că dacă înțelegerile sunt interpretate de Moscova în mod greșit sau nu sunt aplicate așa cum acestea au fost convenite, președintele Statelor Unite poate deveni un dușman categoric al Federației Ruse. Situația evoluează, după părerea mea, și cu asta închei, ceea ce trebuie subliniat este că în acest moment, atât din perspectiva americană cât și din perspectiva rusă, este mult mai important ce se face față de ce se vorbește. Și cred că dacă se creează o disociere mult mai puțin emoțională și mult mai atentă la tot ceea ce înseamnă standarde și valori la nivelul comunității internaționale, se va constata în perioada următoare că ceea ce urmează să se ca și desfășurător va fi un pic diferit de impresiile create la cald, ca și emoții. Da, este adevărat, președintele Trump l-a mandatat pe John Bolton, consilier de securitate națională, să-l invite pe domnul președinte Putin în această toamnă la Casa Albă. Deocamdată Moscova nu a dat un răspuns din această perspectivă. Situația va mai evolua, probabil că va fi o vară destul de complicată. În orice caz, intenția și de o parte și de alta de a maximiza această întâlnire de la Helsinki, fie și din punct de vedere retoric, fie și din punct de vedere comunicațional, va marca și în continuare concluziile acestui summit. Domnule profesor Dungaciu, întâlnirea de la Helsinki și urmările sale, care în primele 48 de ore au fost cel puțin la nivelul opiniei publice americane devastatoare pentru Donald Trump, care a revenit apoi cu câteva specificații. Chestia, dacă au fost devastatoare pentru opinia publică, asta urmează să vedem la alegeri. Este limpede că din punctul de vedere al reacțiilor, mai ales al establishmentului sau presei de mainstream, cum se zice, au fost într-adevăr fără precedent. Și asta îmi sugerează că Donald Trump riscă sau a riscat enorm, încă o dată spun, făcând acele declarații sau vorbind de față cu președintele Federației Ruse în maniera în care a vorbit. De ce spun asta? Pentru că dacă Donald Trump sau republicanii, sau hai să spun altfel, dacă democrații vor câștiga Camera Reprezentanților sau cele două camere la alegerile de midterm elections, cum se numesc în Statele Unite, din noiembrie, atunci Donald Trump va avea probleme politice mari. Și am sentimentul că se discută enorm pe subiectul acesta, tocmai pentru că, la o adică, aceste lucruri să-i fie reproșate președinte Donald Trump. Deci, jocul din Statele Unite, evident că e departe de a fi clarificat și s-ar putea ca președintele Trump să plătească mai târziu ceea ce a făcut în conferința de presă comună cu Vladimir Putin la Helsinki. Nu știu dacă de impeachment va fi vorba, dar de asemenea tentative sau de blocare pe aici, pe acolo, ale unor atribuții prezidențiale, s-ar putea să discutăm la vremea respectivă. Să ne reamintim că, deocamdată, în ceea ce privește sancțiune sau ridicarea sancțiunilor împotriva Federației Ruse, Donald Trump este fără putere. Practic nu decide el, ci decide, ca să zic așa, cele două camere. Deci, dacă se merge pe aceeași linie și, repet, democrații vor câștiga Camera Reprezentanților cel puțin, s-ar putea ca Donald Trump să fie și mai limitat în mișcările sale. Și probabil că despre asta e vorba atunci când vedem că, practic, pe televiziune mainstream din Statele Unite nu se oprește această discuție. Chiar dacă, pe fond, mare lucru, evident că n-avea cum să iasă dintr-o asemenea dezbatere, pentru că nu ies cu declarații de presă a doua zi despre ce s-a întâmplat acolo, principalii, mă rog, participanți la acea întâlnire. O întâlnire, încă o dată spun, fără precedent, tet-a-tet între două personaje, sigur, cu o alură de voluntaristă ambii, în moduri diferite. Ceea ce, între mine, fie vorba, e surprinzător, nu vreau să intru în discuția asta, dar mă gândesc că dacă Federația Rusă avea ceva compromițător împotriva Donald Trump, cea mai proastă idee era să te întâlnești tet-a-tet cu el. Pentru că asta nu face decât să-ți anuleze, hai să spunem așa, aura de... sau jocul pe care trebuia să-l faci. Adică Donald Trump se comportă în raport cu Federația Rusă sau Federația Rusă în raport cu Donald Trump așa cum nu a trebuit să se comporte în raport cu cineva în legătură cu care are un, cum zic rușii, compromat.
Pentru că dacă ai compromat, atunci în discuțiile publice trebuie să fii cât mai agresiv și cel mai dur, iar pe dedesubt, în acțiunile consistente, să fii cât mai conciliant. Ori la Donald Trump e exact invers. Pe fond, deocamdată, cel puțin, nu s-a întâmplat nimic care să schimbe ecuația de putere sau balanța de poziționare strategică, dar pe scenă se îmbrățișează amândoi într-o manieră, uneori, sigur, pentru multă lume, indecentă. Deci se comportă altfel decât trebuie să se comporte cineva care ar fi, nu-i așa, în mâna sau sub controlul celuilalt. Dar trecând peste asta, ce e însă interesant, dincolo de ce s-a spus aici foarte bine de către domnul ministru, elementul care pe mine m-a frapat în conferința de presă comună dintre Putin și Trump este că la un moment dat Vladimir Putin a pomenit despre Ucraina și a zis că am încercat să-i convingem pe partenerii americani să-i convingă pe cei de la Kiev să implementeze memorandumul acordului de la Minsk. Orice interesant este că Trump n-a pomenit nimic despre asta. Și asta îți spune ceva. Dacă Donald Trump în mintea lui considera Ucraina o linie roșie sau avea Ucraina pe agendă la un punct fierbinte, ca să spun așa, dacă l-a auzat pe Vladimir Putin spunând ceva despre Ucraina și despre faptul că americanii trebuie să pună presiune pe acordurile pe Kiev prin acordurile la Minsk, ar fi spus și el ceva. Faptul că n-a spus nimic înseamnă că probabil Ucraina nu e... Speculez într-o oarecare măsură, evident, dar poate sugera că Ucraina nu e o linie roșie sau că pur și simplu pe Donald Trump nu-l interesează chestiunea Ucrainei. Adică flancul estic la care dialogul ne uităm cu noi. Poroșenko a fost un extrem de dur. N-a fost deloc amabil președintele și s-a mai întâmplat Donald Trump cu Poroșenko, Petru Poroșenko. De acord. Păi asta este îngrijorător. Și al treilea element este că în discuția cu ambasadorii, cu diplomații ruși, s-au făcut relatări care au apărut deja în presă, după care președintele Putin a spus că a discutat, i-a sugerat părții americane un proiect de soluționare a conflictului din estul Ucrainei, într-o fază inițială sub forma unui referendum, fără să spună mai multe, pentru că, sigur, așteaptă să vadă cum reacționează americanii la asta. Purtătorul de cuvânt al președintelui Putin a spus că da, s-au pus pe masă câteva idei noi, dar așteptăm să vedem reacții. Un referendum în regiunea estică, mă rog, Donbas, evident că după câtă populație a plecat de acolo, este clar cam ce rezultat va da, dar eu nu mă refer aici la detalii, mă refer la faptul că s-a pus proaia pe agenda. Deci, unu, în conferința de presă comună, Trump nu a reacționat, acesta e un lucru, repet, foarte important. Când ar fi un șef de stat din România, presupunând că ar fi la o asemenea conferință de presă, cineva ar spune, nu știu, de chestiunea Transilvaniei, nu? Se presupune, nu? Chiar și actuala clasă politică a României, că dacă cineva alături de tine, într-o conferință de genul ăsta, ar pronunța ceva pe subiectul ăsta, te simți dator să zici ceva dacă consideri că e important. Ei, repet, Trump nu a spus nimic pe chestiunea Ucrainei. Deci, pe lângă faptul că Putin a spus asta în fața diplomaților, că am propus un plan de soluționare a conflictului din estul Ucrainei, se întâmplă ceva și aici intervine, după părerea mea, România și aici trebuie să apară discuția în România. Că am văzut că a titrat acolo ideea de ambasadori occidentali care se duc la Chișinău și chestiunea poate fi explozivă. Noi trebuie să ne uităm, sigur, fără să sperăm că vom ști vreodată ce au discutat cei doi acolo în detaliu. Dar nici măcar la Ucraina n-a trebuit să ne uităm. Noi trebuie să ne uităm la ceea ce este între NATO și Uniunea Europeană și Ucraina, care se numește Republica Moldova. Pentru că sentimentul pe care l-am în acest moment este că Republica Moldova ne dă niște semnale foarte clare, foarte limpezi, apropo de ceea ce se va întâmpla cu Ucraina. Și aici, dacă România trebuie să-și găsească un loc în regiune, este în discuția și în abordarea legată de Republica Moldova. Ambasadorii despre care dumneavoastră spuneți că ar fi la Chișinău sunt, slavă Domnului, sau mă rog, sunt foști ambasadori, au venit la Chișinău, printre alții, fost ambasador american, șeful OSCE-ului în anii 2000, William Hill, un personaj celebru la Chișinău, prin faptul că a lansat primul discuția despre federalizarea Republicii Moldova cu oarecare înțelegere abordând acest subiect, înțelegere față de subiect, nu față de situație. Pentru că înainte de a pune rușii pe masă chestiunea federalizării, trebuie să înțeleagă cei care ne privesc, au pus-o prima dată OSCE-ul. OSCE-ul a fost prima instanță internațională care a pus pe masă problema federalizării. În 2003 au venit rușii cu memorandum COSAC, dar până atunci chestiunea federalizării a fost pusă pe masă. Unul dintre ambasadorii americani, William Hill, a susținut această idee. Sigur,
Între timp, sper că și-o fi schimbat opinia. Al doilea ambasador este fostul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Kálmán Mihai Maghiar. De fapt, era ambasador reprezentant pentru Transnistria, dar el încet, încet s-a extins mandatul pe toată Republica Moldova și el este la Chișinău. Al treilea este un fost ambasador ucrainian în Republica Moldova. Serghei Piroșcov a fost ambasador și a încheiat mandatul în 2014, deci a fost ambasadorul președintelui Ianucovici în Ucraina, a fost înainte de anexarea Crimeei, este și el la Chișinău. Pe lângă asta, Vasile Șova, un fost ministru al integrării în Republica Moldova pe vremea lui Voroni, toți s-au strâns la președintele Dodon să discute cum se poate rezolva chestiunea transnistreană. Asta se întâmplă pe 20 iulie, astăzi. Chestiunea transnistreană care are legătură directă cu Moldova, o să ajung Chișinău. La... Vom discuta despre asta. Al doilea element, de ce e foarte important? Pentru că, de ce au venit ei? Cine a invitat la Chișinău? Și aici apare de fapt, chestiunea fascinantă în legătură cu care am sentimentul că Bucureștiul, care face politica externă pe Republica Moldova, trebuie să se pronunțe. Invitații, sau cei pe care am menționat, sunt invitații lui Gordurov. Sunt invitații unui personaj faimos, Dumitru Diakov. Domnul Diakov este președintele de onoare al Partidului Democrat al domnului Plahoniuc. Este președintele de onoare al singurului partid din Republica Moldova care are un acord de parteneriat cu Partidul Rusia Unită al lui Putin. Că despre lucrul ăsta nu se prea vorbește. Partidul Democrat din Republica Moldova are acord cu Partidul Președintelui Putin. Domnul Dumitru Diakov, care e președintele de onoare al Partidului domnului Plahoniu, în 1988 și 1993 era la București. Avea funcția de șef de birou Itartas. Eu nu-mi imaginez că șefii Itartas de la București în perioada aia erau din Fundația Soros, ca să zic așa, că nu de acolo se selectau, ci probabil din alte instituții și entități. Dar omul ăsta era la București și relata despre Revoluția Română. Acum e președintele onorific. Și prin fundația lui a dus pe toți acești oameni. E ce interesant, el este membru al partidului domnului Plahoniu. Noi înțelegem la București din ce ne se spune că domnul Plahoniu e bun și Igor Dodon e rău. Deci iată care nebunia a ceea ce se întâmplă acum la Chișinău. Deci domnul Dodon, președintele de onoare al partidului domnului Plahoniu, îi cheamă pe toți, Dodon îi duce și el acolo la Condrița să discute, că acolo mai sunt experți ruși, experți din Elveția, din Austria, care să răspună care e problema cu federalizarea. Domnul Dumitru Diakov, deci PDM, adică domnul Plahoniuc, îi invită la conferință unde o să dezbată despre neutralitatea garantată a Republicii Moldova și lucruri de genul ăsta. Deci asta se întâmplă acum. Înainte de asta, Federația Rusă îl numește pe domnul Dimitri Kozak, omul cu federalizarea în 2003, îl numește iarăși reprezentant al președintelui Putin pe Republica Moldova. Domnul Candu, care e președintele Parlamentului Republicii Moldova, spune, trebuie să dăm o lege despre funcționarea limbilor din Republica Moldova. Adică prin care să se voteze acum în Parlamentul Republicii Moldova faptul că statutul limbii ruse este egal cu statutul limbii române. Asta a spus-o domnul Candu. Reamintiți-vă faptul că ministrul apărării din Republica Moldova nu s-a dus la summitul NATO de la Bruxelles, deși România organiza acolo o reuniune și o dezbatere despre Marea Neagră în care erau invitate Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Ministrul apărării a zis, nu mă duc acolo pentru că summitul nu are nicio legătură cu Moldova. Pentru că ministrul apărării nu se duce la summitul NATO, el dă un semnal și summitului NATO și Estului și Transnistriei și Rusiei. Și României. Partenerul strategic cel mai important, nu Republica Moldova, nu-și trimite ministrul apărării la o dezbatere organizată de România. Deci toate aceste lucruri, plus fundația domnului Diakov, care aduce pe toți să discute chestiunea transnistreană, cred că aici la București ar trebui să ridice niște semne de întrebare. Ce se întâmplă acolo? Pentru că, așa cum foarte bine a spus, legătura dintre soluționarea chestiunii transnistrene și Ucraina este esențială. Pentru că dacă Republica Moldova cedează într-un fel sau altul, după alegerile din noiembrie, după noiembrie, când se vor organiza parlamentarele, și creează o majoritate care, în numele neutralității permanente, face o majoritate patriotică și rezolvă într-un fel sau altul chestiunea transnistreană, modelul acela va fi replicat, evident, în Ucraina. Vă reamintesc că în 2006 rușii au făcut un referendum în Transnistria, în care evident 98% vreau să se unească cu Federația Rusă, să devină independenți, apoi să se unească Federația Rusă. Deci, dacă ne uităm pe hârtie, o să vedem că secvențialitatea este aproape identică. Dacă auzim referendum în Donbas și soluționarea chestiunii ucrainene în Donbas, evident că se va rezolva prin Moldova, pentru că Moldova acum e mai slabă, mai disponibilă să cedeze,
Și ucrainenii se vor simți, cum se spune, cu mâinile la spate. Ucraina acum e o nucă mai tare. Ucrainenii procedează altfel decât Chișinău în relație cu Federația Rusă și în raport cu forțele separatiste. De asta România trebuie să se uite pe Republica Moldova. Pentru că e singurul guvern din Europa care girează Republica Moldova, care e parteneră cu guvernul de acolo, care finanțează guvernul de acolo, care susține în Parlamentul European, cum s-a discutat în această emisiune, guvernarea din Republica Moldova. Cineva trebuie să pună mâna pe telefon și să întrebe: ce faceți acolo, de fapt? Ce vreți voi când resuscitați ideea de neutralitate permanentă? Nu veniți la NATO, îi aduceți pe toți susținătorii federalismului și strângeți acolo la Chișinău? Care este, de fapt, miza guvernului Republicii Moldova astăzi? Pentru că sentimentul meu este... Știți cum e la poker și cu asta mă opresc. Dacă ești la masă și în 15 minute nu ți-ai dat seama cine e fraierul, înseamnă că ești tu. Deci dacă România nu se prinde odată că s-ar putea ca peste jumătate de an sau un an să deconteze în fața cetățenilor Republicii Moldova, o parte din ei, a României și a unor instanțe internaționale, deci voi ce ați girat până acum? Ați girat pe unii care trag preșul Ucrainei și care, mă rog, aduc Rusia la frontiera NATO și Uniunea Europeană prin transnistrizare? Voi ce ați girat? Care a fost planul vostru până la urmă? Că înțeleg că, bun, unii n-a fost, că nu-i plan. Dar care a fost planul? Cum i-ați tras pe ruși fără niciun foc de armă și fără niciun război, direct pe frontiera de pe Prut, ca să zic așa? Și ați, nu mai spun câte cetățenii s-au dat acolo în statul viitor, care va fi condus până la urmă de entitatea separatistă transnistreană prin controlul pe politică externă și problematica de securitate. Domnule Unteanu, Trump, Putin, după 5 zile. Chestiunea este foarte ciudată pentru că, de fapt, nimeni nu știe ce s-a discutat. Nimeni. Ceea ce avem însă sunt aceste declarații. Dintre ele, unele pot să ducă la niște sau înspre niște direcții de acțiune atât de grave încât pot să schimbe până la urmă ordinea stabilită în anume părți ale lumii. Și în discuția de până acum au ieșit foarte clar două dintre aceste direcții. Domnul Putin este un jucător de șah. Vreau să vă aduc aminte că tradiția școlilor acelea unde se învăța meserie în zonele de lucru pe care, în care se specializase ofițerul de informații de nivel foarte înalt, Vladimir Putin, se învăța șah. Foarte mult șah. Ore și ore pe zi de filozofie a șahului. Ori, dacă ceva poate destabiliza profund Europa, profund, poate duce la ruptura unor țări în formula lor actuală, este folosirea referendumului ca expresie a voinței libere a unor popoare. Și culmea, că dacă domnul Putin a spus în compania ambasadorilor săi că așa ceva a apărut măcar ca perspectivă, este rezultatul unei gândiri șahiste care folosește o piesă majoră a adversarului pentru a-și crea avantaj. Se poate. Piesa majoră este o piesă americană. Woodrow Wilson a vorbit despre necesitatea de a respecta voința liber exprimată prin referendum a unor popoare, context în care s-au creat niște mișcări de eliberare națională, unele interesându-ne foarte tare și pe noi. Dacă precedentul Crimea a trecut aproape neobservat, el poate fi repetat sub forma unor referendumuri în care populația într-adevăr să spună: da, noi vrem la mama Rusie înapoi. Până acum, domnul Dungaciu vorbea foarte corect despre situația din Transnistria, unde răspunsul este și va fi absolut evident la un referendum în mod cinstit pus pe masă. Problema nu este referendum, problema este statul. Pentru că dacă el, mai departe, ca în Crimea, are ca urmare ruperea posibilă și a altor bucăți din stat,
cum este acum Donbasul, care este posibil într-o soluție agreată pentru a se face pace, să devină fie independent, fie parte a unei entități federale, lucru pe care Ucraina s-a străduit să-l evite sau a încercat să-l evite din toate puterile. Nu uitați că există zone în această parte a Estului, atât de pus sub toate presiunile imaginabile, unde populația rusă este foarte importantă. Sunt state, și nu state în afara NATO, ci state membre NATO, state membre în Uniunea Europeană, unde există populații rusofone importante. Nu știu paritatea exactă, dacă este 50-50, este 60-40, dar în destul de importantă încât problema unui referendum, dacă este acceptat, să provoace probleme. De parcă asta nu ar fi de ajuns, aș vrea să vă reamintesc că în această perioadă în care, neștiind despre ce s-a vorbit la Helsinki, ne bazăm numai pe mesajele transmise ulterior de cei doi participanți, aș vrea să vă reamintesc de un interviu sau de o parte a unui interviu absolut ciudat și de neînțeles dat de președintele Trump pentru Fox News, în care a răspuns la întrebarea unui coleg de-al nostru, un ziarist, care a întrebat cu nevinovăție de la Fox News: de ce copilul meu să trebuiască, în caz de, să se ducă să se sacrifice pentru Macedonia, de exemplu, dacă se invocă articolul 5 din tratatul de la Washington? Mai țineți minte răspunsul domnului Trump? Absolut colosal. Pentru Muntenegru. Pentru Muntenegru. Mă scuzați. Scuze. Pentru Muntenegru. Muntenegru, da, și eu am pus această întrebare. Cui a pus această întrebare? Și eu am pus această întrebare, spune domnul Trump. Într-adevăr, poporul muntenegrean este un popor agresiv, curajos și agresiv, foarte curajos și agresiv, și o asemenea agresivitate poate provoca, sugerând că asemenea agresivitate poate provoca, dacă ceilalți membri ai alianței intervin, al treilea război mondial. Este a doua oară când începe să apară, sau toată presa europeană, dar și americanii vorbesc despre punerea sub semnul întrebării a angajamentului american în NATO și pentru aplicarea articolului 5. Pentru prima dată acest semn de întrebare a apărut în momentul în care domnul președinte Trump a vizitat Europa. Era la câteva zile după instalarea sa în funcția de președinte și venea, dacă țineți minte, la un summit NATO. Și la acest summit NATO s-au făcut eforturi foarte multe și participanții la discuții au spus, pentru ca președintele Trump să admită până în final că, da, Statele Unite acceptă pe deplin articolul 5, dar n-a spus-o de prima dată, lucru care a stârnit foarte multe comentarii. Comentarii reluate și acum. Aceasta înseamnă că s-ar putea să existe o discuție mai largă privind un aranjament în estul Europei. Un est al Europei care creează tensiuni vizibile și care ar putea fi rezolvat dacă cumva se ajunge la ceea ce am auzit de la mulți colegi analiști, nu numai de la Bruxelles, și colegi ziariști, că se vorbește, se negociază sau s-ar vorbi sau s-ar negocia despre o centură de securitate bilateral sau multilateral acceptată ca formulă intermediară sau mai mult sau mai puțin intermediară de rezolvare a situației din de detensionare a situației din estul Europei. Drept care, întrebarea este ce state vor intra într-o posibilă zonă de tip coridor de securitate, coridor de liniște,
zonă gri, numiți-o cum vreți, și cui va folosi ea. NATO, în acest moment, va trebui să dea niște răspunsuri. România este direct interesată să le audă. Sigur, este o opinie de ziarist, dar am auzit de atâtea ori că Alianța Atlanticului de Nord se bazează pe piatra unghiulară care se numește Tratatul de la Washington și pe principiul apărării colective. Dacă aici apare un semn de întrebare, atunci oricineva dorește cu tot din adinsul, printr-un fake news, pentru că tot vorbim de domnul Trump, să bage o stare de alertă, ori s-ar putea ca politica aceasta de, sau dorința sinceră a domnului Trump de a își retrage forțe care costă foarte mult, forțele americane din Europa, sau de, cum s-a auzit, de a le reloca undeva în este, spunea, de Polonia, de a retrage cei 50.000 de militari din Germania, militari americani, și de a-i reloca în Polonia. Cu voia sau fără voia americană? Pentru că Muntenegru e un caz foarte special. Sigur, sunt 600.000 de locuitori, 650.000 de locuitori. Și atunci de ce Muntenegru este o asemenea problemă de a ajuns să fie invocată de președintele Trump? Pentru că, pentru Rusia, Muntenegru până în ultimul moment a reprezentat o miză diplomatică extrem de importantă. Ani de zile au circulat în Europa mesajele foarte dure care tot veneau de la Moscova și ele erau foarte justificate, care atrăgeau atenția că Moscova va reacționa dur în cazul în care guvernul muntenegrin va reuși această intrare în NATO. Dar de ce era atât de important? Pentru că Muntenegru, odată cu aderarea Muntenegrului, NATO controlează de plin toată zona de sud, toată zona de coastă de sud, la Mediteran. Numai Muntenegru mai lipsea. Atât. Ori dacă Rusia reușea pariul de a avea Muntenegru, de a putea controla Muntenegru, pentru că și-au băgat acolo foarte multe investiții. Da, domnule Unteanu, întrebare directă. Considerați la experiența pe care o aveți și atât cât se știe din întâlnire, că la această întâlnire la Helsinki s-a putut discuta și situația Ucrainei în mod direct, o federalizare a Ucrainei? Asta se discută de 2 ani de zile, de un an și jumătate. Știu eu această discuție fermă în toate cafenelele din Bruxelles. Dar, alături de episodul Muntenegru, a mai existat un avertisment rus. Exact înainte de întâlnirea de la Helsinki, imediat după summit. În comunicatul final, în declarația finală a summitului de la NATO, este pomenită Ucraina pe un ton extrem de dur, inclusiv cu nerecunoașterea statutului Crimeei și numind foarte în termeni imposibil de schimbat prin orice traducere, o acțiune ilegală, contrară dreptului internațional, intervenția în crime. Intervenție în crime. Vorbind despre Ucraina, dar vorbind și de Republica Moldova, vorbind și de Georgia. Ori, imediat după terminarea summitului, avertisment rus foarte dur, orice încercare de lucru mai important a alianței cu Georgia va produce efecte imediate și foarte severe din partea Rusiei. Deci, cu siguranță, că da, răspunsul la întrebarea noastră este da, sunt convins că s-a discutat despre Ucraina, dar discuția despre Ucraina nici pentru unul, nici pentru celălalt dintre lideri nu cred că este suficientă și
mulțumitoare. De ani de zile se discută Ucraina și se vede că niciuna dintre formulele diplomatice nu a dat vreun rezultat. Deci se caută, bănuiesc, o rezolvare alta decât cea de până acum pentru Estul European, pentru această linie de separare, la nivelul acestei linii de separare. Fie de angajament militar, de continuare angajamentului militar, în cazul când, Doamne ferește, nu se mai poate face nimic altceva, și a ridicării nivelului de prezență militară, ceea ce s-a evocat până acum, ori o formulă diplomatică. Iar dacă este o formulă diplomatică, ar trebui să ne gândim care ar putea să fie, pentru că înțelegeri pe această zonă de est a Europei s-au mai făcut. Odată. Vă rog, domnule. Dacă permiteți, aici la Ucraina, mai vreau să adaug două chestiuni, mă rog, poate ușor și de culoare. Au fost două subiecte față de care tot ce a însemnat anturajul, sfătuitor, consultanță, establishment american, au încercat să-l îndrume pe domnul Trump în perspectiva întâlnirii de la Helsinki pe un anume tip de coridor. Este o formă de contingentare pe care o mai suferă unii o înțeleg, unii nu o înțeleg, liderii lumii de la birocrația din jur, de la sistem. A apărut o interpretare oarecum dubitabilă dintr-un interviu al domnului Trump cu câteva zile înainte de Helsinki în legătură cu refuzul dânsului de a respinge categoric o recunoaștere a preluării Crimeei de către Federația Rusă. Și din acel moment s-a pus sistemul în mișcare. Casa Albă, nu se știe cine... De ce înseamnă sistem, domnule ministru? Nu. Eu doar să știu. Ce se întâmplă. Și Casa Albă a dat repede un comunicat după declarația președintelui, foarte interesant, în care a spus nu există niciun fel de interpretare și nu se poate pune problema unei recunoașteri din partea administrației americane a preluării Crimei. Pe fundalul de nervozitate, mă rog, după întâlnirile de la Bruxelles în Alianța Nord-Atlantică, a mai existat un zvon. Și anume că domnul președinte Trump, încurajat, mă rog, aici cine dorește poate să pună ghilimele de rigoare, în urma tot așa dialogului la cel mai nivel cu liderul nord-corean, ar putea accepta, în dialogul ce urma să aibă loc cu președintele Putin, o variantă de renunțare a exercițiilor militare în Polonia și statele Baltice. Exercițiile Trident ale NATO. Și subiectul a fost poate nu neapărat ridicat, cât antamat de partea rusă și nici din această perspectivă președintele Trump nu și-a dat acordul și nu a făcut o declarație din această perspectivă. Deci, ce vreau să spun este că fără a fi nici pe departe un simpatizant, totuși, pe anumite paliere extrem de sensibile, unde au existat preocupări cât se poate de serioase, mai ales în zona europeană a spațiului euroatlantic, nu s-au trecut și după acest summit de la Helsinki niște linii roșii. Pentru că o eventuală recunoaștere a Crimeei ca și parte a Federației Ruse ar fi reprezentat, într-adevăr, un semnal devastator. Dar, mergând mai departe, sigur că marele scop al președintelui Putin, și anume acela de a obține o legitimare a ieșirii din situația de izolare în care a fost pus, aici, sigur, cooperarea americano-europeană a fost cât se poate de clară și categorică, plecând din 2014, dar cu decizii succesive de suspendare în marea majoritate a relațiilor politico-economice cu Federația Rusă și datorită unor alte subiecte, inclusiv chestiuni care țin de ingerință în problemele în democrația americană, în alte democrații, inclusiv în ceea ce privește atacul de la Londra cu armă chimică. Deci această încercare a președintelui Putin este privită în acest moment ca un semisucces al dânsului.
Deci, din această perspectivă, sigur că toată această listă de propuneri pe care președintele Putin o făcea în fața presei părții americane de a constitui grupuri de lucru separate în ceea ce privește cooperarea economică, cooperarea cyber, cooperarea antiteroristă, reprezentau practic acest tip de supape prin care Federația Rusă încerca să iasă din, din izolarea datorată regimului de sancțiuni la care a fost supusă. Aici este tema față de care întreaga comunitate internațională este foarte atentă în acest moment. Dacă există o serie de înțelegeri din care să rezulte că partea americană, într-o formă sau alta, s-ar alătura unei astfel de demers. Eu nu cred că s-a întâmplat așa ceva. Și mai ales nu cred că totuși instinctul președintelui Trump, chiar venind din zona de afaceri, nu a reușit să-l convingă în anumite momente că o serie, pe anumite zone, o serie de promisiuni tranșante pur și simplu nu se fac la un astfel de nivel. Cred că a înțeles acest lucru. Sigur, opinia publică americană, mă rog, naționalistă și când este vorba de instituții de forță extrem de empatică cu sistemele politice bine sprijinite de zona militară, a reacționat la prima adresare, la acea dilemă pe care i-a creat-o jurnalistul în conferința de presă a președintelui Trump. Dar asta este o chestiune care se depășește. Ce vine din urmă este exact pachetul de înțelegeri pe care, în mod sigur, acum îl considerăm dintr-o perspectivă speculativă, și nu numai noi, dar care, în mod sigur, va apărea, pentru că va fi în interesul părții ruse să prezinte public tot felul de înțelegeri și tot felul de acorduri, chiar verbale, chiar formale, chiar superficiale, care, în opinia sa, în opinia domnului președinte Putin, le-ar fi primit din partea președintelui american. Foarte interesant acest lucru, dar până la urmă discuția pe Transnistria și discuția pe Ucraina, discuția avută de președintele Trump cu Petru Poroșenko a fost una extrem de dură, în care practic ați vândut tot, ați ajuns să vindeți inclusiv Cernoziomul în afara țării. După ce ați vândut fetele, ați vândut tot. Ce faceți cu țara respectivă? O atitudine extrem de dură. Adică Ucraina pare pecetuită, o parte a Ucrainei va aparține Rusiei. Îmi amintesc de 2011, nu am cum, și de celebrii analiști care aruncau poloni, care aruncau Ucraina ca o țară care va fi sfâșiată, pur și simplu. E sfârșitul Ucrainei după acest Helsinki? Am putea să spunem asta nici dacă am ști vorba aceea. Da. Deci, arătați, vă rog, hărțile. Sigur că... Mulțumesc. Am mai spus-o și o repet. Noi, probabil, cei care, fiind în zona asta, în geografia asta, ne uităm mai mult la partea asta de lume care constatăm din ce în ce mai des că, probabil, nu e atât de importantă pentru alții așa cum e pentru noi. Drama noastră este că partea asta de lume e importantă pentru noi și pentru ruși. Am sentimentul că pentru ceilalți nu e atât de important. Și da, atunci corect. Când se va face vreun joc, noi nu vom fi, nu vom fi la masa de negocieri. Știți cum se spune? Când ești la masa de negocieri, ești să fii în meniu. Am sentimentul, de pildă, cum s-a și spus în conferința de presă, că pentru America, în acest moment, Siria, Israelul, deci acea zonă de securitate, de securizare a acelei regiuni, e mai importantă decât securizarea în termenii normelor, regulilor occidentale, a normelor NATO și Uniunii Europene, a regiunii noastre. Și atunci te gândești, conspiraționist, că ce poți să faci după un summit de genul ăsta la care n-ai participat și nu știi ce s-a întâmplat acolo decât să gândești conspiraționist? Te gândești că poate o balanță de securitate și securizare între Orientul Mijlociu și Ucraina s-ar fi putut naște în mintea unora. Pentru că rușii, dacă s-au dus în Siria, evident că s-au dus cu gândul la Ucraina. Deci dacă rușii au mai deschis un front, e foarte posibil că l-au deschis știind că frontul ucrainian e blocat, e închis. Nu ai ce să faci acolo și atunci sigur că deschizi cât mai multe fronturi pentru ca să forțezi o negociere în care la un moment dat să-ți atingi scopul tău, să știi unde poți să cedezi.
Și probabil că rușii ar fi dispus să cedeze în Siria, în schimbul unor concesii făcute în Ucraina. Dar, repet, astea sunt speculații. Da, din punctul meu de vedere, sunt rezonabile, sigur, ținând seama de ceea ce s-a petrecut până în prezent, ce se petrece încă o dată lângă noi. Și eu de asta tot atrag atenția să ne uităm spre Transnistria, pentru că s-ar putea ca prin Transnistria să înțelegem un pic mai multe, presupunând, plecând de la ipoteza că despre Republica și Moldova și Transnistria trebuie să știm mai multe decât știm despre Ucraina. Asta ca primă, observație. În al doilea rând, problema Ucrainei, sigur că aici depinde cum o așezi. S-ar putea ca aceste lucruri, aparent, pentru domnul Poroșenko să fie o mare lovitură, să ajungă să fie un mare sprijin electoral. Pentru că Ucraina se apropie de alegeri și dacă domnul Poroșenko, care nu prea mai are ce să pună pe masă și, din păcate, pentru domnia sa, partidele care îl susțin sunt într-o criză de agendă, nu? Acuzate că lupta anticorupție nu s-a dus la bun sfârșit sau că nici măcar n-a început, că Ucraina nu crește economic așa cum ar fi trebuit, deși Ucraina a făcut câțiva pași importanți și buni, s-ar putea ca asta să fie efectul pervers. S-ar putea ca Poroșenko să revină pe agendă cu o bătălie împotriva tuturor. Da, pot să vă întreb ceva înainte de... O întrebare absolut nevinovată, absolut nevinovată, dar așa, uneori, fiind târziu, noapte, după multe emisiuni, România, sau Moldova, dacă vreți, s-a învecinat cu Polonia la un moment dat. Regiunea Cernăuțului cu regiunea Lwów, al Poloniei, pe vremea respectivă. Ne întoarcem după Culeși, ne întoarcem după pauza publicitară. Și o super vedetă de la Hollywood. Pomă de portocale este ușor de administrat. Temperatura ca să încerci să faci rufele albe să strălucească. Doar cu o singură. 30 de femei fac avort în fiecare zi. Comprimate masticabile care neutralizează acizii în exces și formează o barieră protectoare și atunci când dormi. Pentru o calmare de durată, alegeți Gaviscon. Tratează simptomele refluxului gastroesofagian. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă simptomele nu se îmbunătățesc după 7 zile, consultați medicul. Poți crește temperatura ca să încerci să faci rufele albe să strălucească, dar poate să nu fie suficient întotdeauna. Așadar, redu temperatura. Vanish Gold pentru rufe albe la numai 30 de grade îți oferă instant un alb strălucitor cu o singură spălare. Vanish Gold pentru rufe albe. Rufe instant mai albe la numai 30 de grade. Thank you.
Cea mai bună analiză de politică externă din România, analiza acestei săptămâni, care a început cu întâlnirea istorică de la Helsinki, alături de noi în platou, fostul ministru al afacerilor externe Cristian Diaconescu, profesorul Dan Dungaciu și analistul de politică externă Cristian Unteanu. Vă rog, domnule Dungaciu, situația din Ucraina. Ca cei care ne privesc să înțeleagă foarte limpede. Pentru Rusia, Ucraina este o chestiune de geopolitică existențială, ca să zic așa. Ei care gândesc în hărți militare, pentru ea Ucraina este un loc care nu trebuie niciun caz să intre sub incidența NATO sau Uniunea Europeană. Pentru ei același lucru. Din punctul ăsta de vedere... Întreaga Ucraina sau partea estică? Dacă e întreaga Ucraina pe fond și dacă nu se poate, pe bucăți. Fac o paranteză. Motivul pentru care rușii niciodată n-au transformat regiunea separatistă din Donetsk și Lugansk, cele două republici, într-una singură, pentru că sunt două entități mici. Nici una nu este fostul Donetsk, nici una nu este fostul Lugansk. Deci sunt bucăți din două foste regiuni. Dar nu le-au pus cap la cap și au lăsat două republici. Motivul este pentru că rușii cred că Ucraina, dacă va fi să se rupă, apropo de ce spuneați dumneavoastră, se va rupe pe liniile care configurează în acest moment regiunile ucrainiene. Și va fi, vă rog frumos, regiunile ucrainiene. Și va fi mult mai ușor să o rupă pe aceste linii, pentru că după evaluarea rușilor, Ucraina este un stat slab pentru că foarte mulți lideri regionali sunt prea puternici și controlul centrului asupra acestor regiuni se face cu greu. Și atunci ei merg pe o asemenea implozie a Ucrainei. Deci ăsta e motivul pentru care sunt două republici autonome, separatiste acum. Deci rușii vor să oprească frontiera NATO, așa cum vor și Republica Moldova. Asta interesează pe ei, ca frontiera NATO să nu înainteze spre teritoriul lor, pentru că, sigur, Ucraina NATO ar fi la câteva zeci de metri... de kilometri sau 100 de kilometri de San Petersburg, respectiv Moscova. Bun. Asta este bătălia pe care eu au. Și atunci, mesajul pe care el trimit Occidentul în acest moment, convingeți pe ucrainieni să implementeze acordurile de la Minsk. Nu întâmplător, președintele Putin care prevăd, domnule care profesor? Prevăd într-o primă instanță implementarea măsurilor politice și apoi a măsurilor de securitate. Preambulul memorandumului acordului de la Minsk este încetarea focului între cele două părți, apoi implementarea măsurilor politice și apoi frontiera dintre Ucraina și Federația Rusă să vină în controlul Kievului. Ucrainenii au fost disperați la un moment dat să nu implementeze acest acord, care pentru ei e devastator. Chiar unele acțiuni de menținere a focului, adică acel preambul al implementării Minskului să nu fie îndeplinit, probabil că și ucrainenii au contribuit la asta. Între timp s-au securizat cu o anumită legislație votată în Parlament că acordul la Minsk nu poate fi implementat. Adică nu soluție politică înainte de soluție militară. Adică ucrainienii spun, dați-ne frontiera, controlul frontiei între Rusia și Ucraina și apoi rezolvăm politic problema. Rușii spun, nu, rezolvați politic problema și pe urmă vă dăm controlul frontierei. Pentru că pe frontiera aceea sigur că vine sprijinul militar rusesc, este evident. Problema de fond cu Ucraina este că ucrainienii încă rezistă. Dacă va fi o presiune pe ei puternică, concertată a americanilor și a europenilor ca să se implementeze Minskul, de să înceapă să voteze prin Parlament, etc., etc., condiționat de sprijin financiar, pentru că Ucraina încă economic merge greu, atunci sigur că lucrurile se complică. Au existat asemenea idei, inclusiv în timpul administrației Barack Obama, care a sugerat ca ucrainienii să facă cedere. Ucrainienii s-au ținut la vremea respectivă puternici, astăzi sunt în această situație, dar nu e clar cum vor rezista acestor presiuni. Mai ales dacă vine și presiunea, nu-i așa, partenerului strategic Republica Moldova. Care parte, Republica Moldova spre asta se îndreaptă, adică spre o soluționare politică a conflictului transnistrean, abia apoi urmată de o soluționare militară, retragerea trupelor ruse. Dacă va fi. Deci, dacă va fi asta vreodată, da. Evident. Deci, Republica Moldova face exact ce Ucraina vrea să evite. Și Republica Moldova spune, hai să negociem un statut pentru Transnistria. Nu-i mai spune federație, cuvântul federație, uitați-l din vocabular, pentru că rușii l-au scos din limbajul diplomatic, vorbesc de statut de autonomie pentru Transnistria. Statut autonom. Nu mai folosește nimeni, nici federație, nici confederație, că s-a oferit cu COSAC în 2003. Dacă îi se dă un statut autonom politic Transnistriei, pe urmă se discută retragerea trupelor Federației Ruse. Dar dacă vă amintiți ce s-a întâmplat la Organizația Națiunilor Unite, când Republica Moldova a dat o rezoluție de retragere trupelor Federației Ruse din Republica Moldova, acolo era o diferență clară între așa numitul grup operativ și trupele care sunt pacificatori. Deci, făcând distinția între cele două categorii de trupe ale Federației Ruse, la ONU tu ai legalizat prezența rusească pe teritoriul tău, pentru că ai zis că trebuie numai o parte să se retragă.
Deci când va fi chestiunea militară, vă spune rușii, da, ați rezolvat chestiunea politică foarte bine, pleacă o parte din trupe, pacificatorii români și facem o forță internațională de menținerea păcii. Am făcut asta în Republica Moldova, ne mutăm în Ucraina, domnule Chievul. Păi voi n-ați văzut ce au făcut Republica Moldova, sunt rezonabil. Faceți și voi la fel. Rezolvați politic statutul autonom al părții numită Donbass separatistă, coada care dă din câine, nu cum zic americanii, îi dați un statut prin care să aibă o garanție că Ucraina nu intră în NATO și în Europeană, că ei se pot opune bucata asta, pentru că de asta e folosită, să se opună la orice tentativă de integrare în NATO și în Europeană a Ucrainei, și după asta discută statutul militar. Deci, aici este problema Ucrainei. Dacă va fi presată și din exterior, ca să zic așa, vest, și din exteriorul mic, numit Republica Moldova, pe filieră rusească, atunci sigur că Ucrainei îi va fi mult mai greu să reziste. Asta este miza care se întâmplă lângă noi. Și de ce ne interesează pe noi? Nu pentru că Ucraina sau Republica Moldova statutul lor până la urmă, ci pentru că, prin acest mecanism, noi ajungem să ne învecinăm, teoretic, cu Federația Rusă. Pentru că dacă vreodată, nu se știe când, Republica Moldova votează să se integreze în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus sau Uniunea Eurasiatică, noi vom avea Uniunea Eurasiatică la frontiera cu, să zicem, la Peprut. Deci, din punctul ăsta de vedere, cum arată vecinătatea de lângă noi, va trebui să ne preocupe. De asta trebuie să ne preocupe Republica Moldova, de asta trebuie să ne preocupe Ucraina. Pentru că suntem pe o linie de confruntare politică, deocamdată nu militară, dar politică strategică, care devine și mai pregnantă, și mai vizibilă, și mai periculoasă după întâlnirea lui Trump, dintre Trump și Putin. Să ne ajungem, Doamne ferește, ca să nu ne mai poată salva din povestea asta numai o schimbare politică la Washington. Sper să nu se întâmple asta. Sper să nu stăm să ne uităm la midterm election, să fiecare să ținem cu democrații, ca nu cumva un deal să se antamat, să se implementeze în regiunea noastră. Dar pentru asta cred că va trebui să fim și noi un pic mai activi și mai vorbăreți, pentru că dacă noi trezim la timp, o să ajungem să ne trezim când explodează în ograda noastră această bombă. Și în momentul ăla, responsabilii pentru asta, nici nu mai contează că își dau demisia. Că asta nu mai contează, nu are nicio valoare de întrebuințare. Problema este că îi pun România într-o situație strategică fără precedent. Niciodată din 89 încoace n-am fost mai aproape de prăpastia strategică decât riscăm să fim perioada care vine. Absolut de acord. Absolut de acord. Și aș mai adăuga un singur lucru. Au trebuit explicate foarte în amănunt situațiile care se apropie de similaritate din perspectiva rusă pentru a rezolva în Ucraina și în Moldova. Dar, din punctul meu de vedere, gândirea trebuie extinsă pe toată această frontieră. Pentru că, repet, așa cum din nord până în sudul care este România, există populații care pot să fie ridicate la nevoie, pot fi motivate la nevoie prin diversele mijloace care țin de războiul hibrid pentru a vota într-un referendum, același lucru se poate întâmpla și în țările din jurul Mării Negre, care rămân focare. Sigur, focare înghețată. Noi spunem, da, a fost ceva în Georgia, că așa am auzit. A fost ceva în Georgia, dar gata. Nu e adevărat. Nu e deloc gata. Există forțe ruse în Georgia care ocupă o regiune întreagă și o ocupă sub acest pretext al unui referendum oricând posibil și cu rezultate de 98-99% real, pentru că au rămas numai ei. Dar dincolo de asta, cred că această discuție pe care am început-o privind ceea ce credem că urmează întâlnirii de la Helsinki, nu a fost summit, a fost o întâlnire și cred că ar trebui să mai adăugăm un singur lucru, ceea ce consilierul de securitate al domnului Trump a spus după ce s-a întâlnit la Moscova cu domnul Trump, nu va fi un summit clasic, va fi o întâlnire destructurată, adică pentru care nu s-a făcut un sumar de discuții și după care nu va exista, cel mult se comunicase atunci, decât o conferință de presă comună, nu va exista un comunicat comun, nu va exista o declarație comună și cu atât mai puțin nu va exista un angajament comun semnat între cei doi. Asta pentru a vedea că de-abia
poate la întâlnirea din toamnă, după tatonările care au început deja și poziționările care au început ceva, să vedem că s-ar putea să existe niște înțelegeri care să fie parafate, semnate, să se înceapă o discuție, poate în domeniul armamentului nuclear să fie cea mai posibilă discuție și poate a armamentului convențional. Dar această frontiera noastră a tuturor primejdilor pleacă din nord de la statele Baltice, din Marea Baltică, statele Baltice și se termină nu în Marea Neagră, se termină jos în Mediterană. Uităm acest lucru pentru, și rău facem pentru că aceste spații reprezintă, din punct de vedere strategic, o tablă de șah pe care se mută în continuare și în acest moment se mută piese. Dar fiindcă am pomenit de mutare de piese și tablă de șah, uităm că exact în ziua summitului sau întâlnirii de la Helsinki avea loc un eveniment, un comunicat de presă la Bruxelles stârnea interesul tuturor redacțiilor, cu toate că redacțiile erau blocate în tema Helsinki. Și anume anunțul că luni și marți avea să se desfășoare un turneu al președintelui Tusk și al președintelui Juncker în Japonia și în China, în Japonia, semnându-se cel mai mare acord de liber schimb din istoria noastră existențială, să spunem. O treime, în valoare de o treime din PIB-ul mondial. Se anunța și faptul că încep foarte serioase discuții cu China, privitoare nu la un acord de liber schimb, nu, să precizăm acest lucru de la început, dar cu perspective de a începe această discuție, fie numai cu China, ceea ce s-ar putea să fie dificil, dar cu Organizația de Cooperare de la Shanghai, ceea ce înseamnă India, Pakistan, toată partea aceea a lumii. Faptul că Japonia a început acest acord cu o vizită ratată în Europa, nu uită nimeni. Noi am uitat-o. Diplomația noastră a uitat-o. Guvernul nostru a uitat-o. De ce venise premierul japonez? Pentru că toată lumea știa că la Bruxelles fusese semnat actul prefinal. Deci înțelegerea finală se parafase. Și atunci premierul japonez, așa ni se spusese, începe cu România. Marea ofertă în perspectiva semnării actului final, acordului de liber schimb. Pentru că se considera că România reprezintă un cap de pod. Iar întrebarea mea în acest moment ar fi, noi ce, Doamne iartă-mă, ca să nu folosesc un termen pentru care CNA-ul se poate autosesiza, noi ce am făcut cu Curcubeu? Mai țineți minte scena Curcubeului de la București? Când americanii au transmis un mesaj și anume că România ar trebui să fie un cap de pod, cineva l-a luat foarte în serios. N-am făcut niciun cap de pod. Iar premierul japonez a făcut, domnului excelenței sale, primul ministru al Japoniei, s-a oferit un cap de pod la Muzeul Satului. Ceea ce domnul Dâncaciu spunea că dacă ne trezim, atunci trebuie să vedem că acestea sunt preocupările și din această cauză, peste 8 zile, perioada în care toată lumea stă în stand-by, are loc vizita delegației europene la domnul Trump. În speranța că totuși se va putea găsi înțelept o formulă de scădere, nu de anulare, nimeni nu speră asta, de scăderea tensiunilor comerciale. Deci, să nu se treacă la ceea ce domnul Trump a spus că va fi
inevitabil, și anume ridicarea la un nivel superior a supertarifării cu sectorul automobil și piese de schimb pentru industria respectivă. Dacă e așa, au spus cei de la Bruxelles, avem imediat o replică în valoare de câteva sute de miliarde de euro. Ceea ce ar fi evident începutul unei noi faze. Dar poate nu. Și atunci, noi ne pregătim pentru una dintre cele două variante? Hai să nu mai vorbim numai de politică generală, teoretică și de arme nucleare. Hai să vorbim de celelalte arme nucleare care pot distruge economia românească, pentru că dacă începe un război comercial, cumva, Europa va fi atinsă profund de criză. Și nu cred că nici rușii, nici americanii nu vor scoate România din context și nu cred că domnul Trump va anunța că România este exceptată de la sancțiuni, de la această supratarifare. Și atunci noi ce facem? Nu credeți că ar fi trebuit să avem un plan prezentat de economiștii noștri pentru situația cea mai bună și pentru worst case scenario în acest război comercial care anunță să fie devastator? Economia României este foarte sensibilă și depinde de foarte multe dintre țările care sunt țintă directă, anunțată, cum este Germania, cum este Olanda. Deci țări care au fost nominalizate ca zonă de lovire. Și noi ce facem? Noi știm ce va urma? Și dacă știm, și bănuiesc că guvernul României are specialiștii eminenți pe care numai de-aia sunt angajați la guvern, pentru că sunt eminenți, ar trebui să spună că a făcut deja aceste estimări și să informeze populația. Uite-te, dragă, ce vă așteaptă. Măi, dragă. Vă rog, domnule ministru, subiectul Japonia. Da, vreau mai să fac o subliniere pornind de la ce spuneau cei doi distinși colegi de platou. În ideea unui anume tip de orizont de așteptare față de ce se întâmplă la estul României, față de ce se întâmplă în poziționarea economică a României, față de curenții reci, fie în zona de securitate, fie în zona economică. Dar cred că ar fi posibil să plecăm de la o premisă greșită. Și anume că România în continuare dorește să fie partener apropiat cu lumea euroatlantică. Poate nu dorește acest lucru. Pentru că dacă e să mă uit după ce se vede public, sigur, noi ne-am obișnuit să spunem, nefiind niște personaje politice în România care au amvergură internațională, cuvântul lor în zona internațională nu contează. Și cum noi aici luăm totul la lejer, e în regulă. Dar țin să vă reamintesc că din primii patru oameni din stat, doi dintre ei, cu aspirații prezidențiale, unul înțeleg că brusc devine frecventabil, ceea ce mi se pare noaptea minții, mă scuzați. De acord. Că am auzit și la dumneavoastră, nu la dumneavoastră în emisiune, la dumneavoastră în post, această tentație. De acord cu dumneavoastră. Spun cu subiect și predicat. NATO, Statele Unite, au sprijinit un anume tip de stat paralel în România, au adus un sistem represiv în România, au finanțat un sistem represiv în România asemănător celui cu comunismul din anii 50, boicotează diversele evenimente. Mă rog, e aici o notă. Se pare că unul dintre ei nici n-a fost invitat. Dar aia o să vă dau eu știre ce mă mai mult. Și de aici a apărut o solidaritate de moment, nu pentru că ar fi avut nu știu ce atitudine. Ok. Boicotează evenimente, cum să vă spun, normale, banale, semnale pe care numai să vrei să le dai în legătură cu anume antipatie față de politicile unor state care au ambasade la București, își permit țâfne de o manieră absolut care arată lipsă de educație în limbajul internațional, nu altceva. Te-a pus să contrazici ambasada germană în legătură cum își explică ei propria legislație. Deci trebuie să fii, cum să vă spun, dacă și închipe că germanii
dau pe piață în România informații în numele statului lor, corpul lor diplomatic dă informații care ar fi greșite, eronate. Iertați-mă, asta e ceva ce nici în state din astea de ultimă mână nu se întâmplă. Trimis scrisori de răspuns țâvnoase Statelor Unite, Germaniei, Franței, cu un limbaj pe care nu-l întâlnești nici în crizele cu Teheranul. Sigur, noi le considerăm niște chestiuni la care nici n-ar trebui de care n-ar trebui să ținem cont. Oare așa este? Repet, acești oameni vor fi șefii statului. Unul dintre ei, unii vor fi, poate, conducătorii acestei țări. Și peste un an, în timpul președinției, ce o să ne explice? Că sunt obligați de cine? Eu nu am auzit glăsuind acești oameni în legătură cu vreo amenințare din prest. Niciun fel de afirmație. De ce? Măcar politicienii își arată un anume tip de preocupare, un anume tip de reacție. Nu dinspre vest mi-a venit o amenințare la adresa poporului român să nu se simtă confortabil pentru că are scutul antirachetă. A fost vreo reacție a Bucureștiului? București în sens larg. Ori din acest punct de vedere, repet, sigur, tentația noastră e să spunem lipsa de profesionalism. Poate și noi așa cu oarecare aroganță. Lipsa noastră, mă includ și eu în asta, fără îndoială. Lipsa de profesionalism. Ăștia nu se pricep. Ăștia nu înțeleg. Poate înțeleg altfel. Că nu se pricepe clar. Dar poate înțeleg altfel. Venind la Europa, da, într-adevăr. Deci iată că ceea ce premierul japonez încerca să discute cu cineva la București, dar părea că nu suntem interesați, s-a întâmplat. Este o ieșire spre un acord de liber schimb al Uniunii Europene extrem de semnificativă. Pentru că Japonia și-a asumat în continuare o serie de pași. De exemplu, cei 11 din Transpacific, după plecarea Statelor Unite, vor avea în perioada următoare consultări cu Uniunea Europeană. O zonă enormă de schimburi comerciale. O zonă formidabilă. Nu mai spun că și China privește cu oarecare, sigur, nu exagerăm aici o chestiune, dar privește cu oarecare atenție. Atenție și chiar simpatie în legătură cu dezvoltarea acestui acord Japonia-Uniunea Europeană, prin care 99% din taxele de export ale japonezilor în Uniunea Europeană sunt înlăturate, 97% sau 95% din taxele japonezilor pe mărfurile europene sunt înlăturate. Este ceva formidabil. A venit la București, special. El putea să încheie și cu Bruxelles, nu avea nevoie să calce pe aici. Dar a venit aici încercat, exact cum spunea domnul Munteanu, să vadă dacă este posibil un cap de pot, știind că cu ăia mari, bun, dar sunt interesați și ăștia ceva mai mici în a coagula ceva. Și l-au plimbat pe la Muzeul Satului. Nu o să mai calce. Nici el, nici nu, că a fost considerat o jignire personală, da. Și o jignire la adresa Cum vă japonez. Spuneam și atunci, japonezii în lumea relațiilor internaționale nu tratează sportiv, cam cum tratăm noi în zona occidentală. Sunt foarte tradiționaliști, foarte atenți. Vă spuneam, s-au ridicat de la masă, considerându-se jigniți de un aranjament floral. Și acest lucru nu se întâmpla în nu știu ce continent, nu vreau să... Se întâmpla într-o țară superputere NATO în acel moment. Ei bine, din acest punct de vedere, dezvoltările sunt cât se poate de interesante. Brexitul. Convulsiile de la Londra, convulsiile guvernamentale sunt încă nerezolvate. Prin demisia lui Davis, negociatorul șef, și al lui Boris Johnson, ministru de externe, practic s-a creat un anume frison. Doamna May a trecut printr-un vot în Parlament, a trecut la limită, toți laburiștii sunt împotriva dânsei, dar și parte din conservatori. În acest moment are tema frontierei cu Irlanda, de nesoluționat, tema notei de plată, însemnând zeci de miliarde de euro, lire, ce doriți, și o temă foarte interesantă, tema celor patru libertăți fundamentale, a liberei mișcări pe piața Uniunii Europene, din care britanicii în acest moment nu acceptă decât libertatea de mișcare a bunurilor. Dacă le vorbești de servicii sau de forță de muncă, îți închid ușa, nici nu discută. De partea cealaltă, un mare prieten al României,
un mare, un om care era disponibil să discute despre România la o bere. Mă rog, Michel Barnier. Michel Barnier le-a transmis că se poate declara britanicilor că nu acceptă nicio flexibilitate pe cele patru libertăți și mai ales niciun fel de aranjament special pentru Marea Britanie care să reprezinte un precedent și o încurajare pentru alții din Uniunea Europeană care s-ar gândi, bun, dacă Marea Britanie a obținut așa ceva... Ce ar însemna efectiv, domnule ministru, ca să traducem aceste lucruri pe patru libertăți? Deci ce ar însemna? Care e negocierea efectivă între UE și Marea Britanie? Acorduri separate pe, respectând aceste patru libertăți, mai au Norvegia și Elveția. Ei doresc să meargă ceva mai departe și să spună păstrăm un regim național în ceea ce privește pentru cele trei, adică acele libertăți nu se aplică, libera circulație, servicii, afaceri și rămân numai bunuri, adică comerțul direct. Comerțul fizic. Din acel punct, pe acest palier, suntem de acord să încheiem un acord separat. Ar fi alt acord decât au alții care sunt în parteneriat economic, încerc să simplific, alții decât sunt în parteneriat economic cu zona Uniunii Europene. Mult mai limitativ. De exemplu, în ceea ce privește regimul refugiaților. În ceea ce privesc o serie de alte subiecte, Norvegia sau Elveția aveau un regim mai restrictiv privind zona economică a Uniunii Europene decât avea Marea Britanie fiind înăuntru Uniunii Europene, care beneficia de excepții. Schengenul, zona euro, primire de cote de refugiați. Ei, prin tratatele constitutivele și prin actele interioare, fiind membri ai Uniunii Europene, aveau un regim excepțional, chiar în condițiile, în comparație cu cei din afara Uniunii Europene. Ei acum doresc să accentueze acest regim excepțional și să obțină, deci, elemente derogatorii din această negociere, care, deci, Brexit-ul cum se termină? Se termină prin ratificări în parlamentele naționale. Deci, în momentul în care acreditezi o anume formulă și un anume proiect, din acel moment toți vor spune, bun, este o decizie, această decizie are forță juridică și politică în egală măsură, deci va are valoare de precedent. Ori Michel Barnier nu o să le dea drumul sub nicio formă. La aceste probleme, în legătură cu funcționarea Uniunii Europene în continuare și a relației cu Marea Britanie, se adaugă problemele specifice ale Mării Britanii. Și cea mai sus în agenda este frontiera cu Irlanda. Sigur, sunt și chestiuni legate de Scoția, sunt chestiuni cu implicații uriașe în ceea ce privește securitatea. Scoția ce înseamnă? Baze de submarine ale Alianței Nord-Atlantice. Printre alte... De submarine strategice. Submarine strategice. Printre cele alte povești ale Highlanderilor din zonă. Înseamnă un anume tip de naționalism care la un moment dat se augmentează prin faptul că pentru noi, scoțienii, asta în Uniunea Europeană este esențial. Este o chestiune de supraviețuire. Pentru Irlanda, în egală măsură, să nu uităm cum era Irlanda cu 25 de ani. Mult mai săracă decât România. Ori, din această perspectivă, ideea a circulat, să știți, belgenii, la un moment dat, se gândeau că este momentul să găsească o formulă în ceea ce privește frontierele. Pentru că a circulat și nu cred că s-a răcit, cred că domnul Munteanu știe mai bine, nu cred că s-a răcit ideea unui Brexit brusc. Brexitul dur. Da, deci pur și simplu. Nu numai că nu s-a răcit, dar ieri, acum trei zile, Bruxelles a transmis o avertizare oficială către toate statele membre. Da, corect. Atenție, este posibil și trebuie să vă pregătiți pentru posibilitatea unui Brexit dur. Brexitul dur înseamnă, dincolo de absolut orice, două lucruri foarte grave. În primul rând, o amenințare directă la entitatea statală, care se numește Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pentru că Scoția a anunțat deja că în cazul în care există un acord de liber schimb, un acord cu Uniunea Europeană, o formulă de înțelegere, va sta și va analiza ce este bine, ce este rău, care sunt avantajele pentru Scoția și așa mai departe. Dar dacă este Brexit dur, atunci organizează imediat referendum, ei vor să rămână în Uniunea Europeană.
Nu mai sigur că dacă îmi permis să adaug aici, și cu asta chiar închei, nu mai spun nimic. Pentru noi este o dilemă extraordinară, nu este doar un exercițiu ex catedra. Pe de o parte, am o prezență de români, sute de mii de români în Marea Britanie și mulți în zone extrem de elevate din punct de vedere cultural, profesional. Deci aș fi foarte interesat oarecum într-o, ca țară, oarecum într-o poziționare, hai să zicem, categorică, dură în relația cu Londra din acest punct de vedere. Pe de altă parte, din punct de vedere al similitudinilor, intereselor de securitate de la spre est, politică externă, securitate militară, proiecte, participare, voință politică a Londrei de a se implica în această zonă, Marea Britanie este unul din cei mai mari parteneri ai României. Deci, la un moment dat, putem fi confruntați cu două tipuri de... Deci, îți trebuie extrem de mult profesionalism, diplomație și credibilitate să te înțelegi cu Londra în acest moment sensibil, încercând să-ți protejezi oamenii, fără a profita oarecum abuziv de ceea ce poate Londra să dea, iar pe de altă parte încercând să-i ții aici, prezenți, mai ales din punct de vedere al proiectelor de politică externă și militare, a spațiului aerian, ne este apărat de britanici. De taifunurile britanice. Și britanicii, cum ați văzut un comandor la televizor, spun, ridicăm interceptarea zilnic. Zilnic. Aici nu e vorba numai de capacități tehnice, e vorba și un tip de sofisticare. Că aici, dacă faci un accident și se întâmplă ceva din troieroare, nici nu vreau să mă gândesc la consecințe. Devii Muntenegru. Vezi Muntenegru. Băi, cum zicea Trump. Acum, în paranteză, fie spus, toate agențiile de presă au citat trunchiat. Trump a încheiat spunând că, dar am înțeles că astea sunt regulile și ne vom conforma regulilor. Dar această frază a lui Trump n-a fost niciodată citată în povestea cu Muntenegru. Mă, e altceva. Chestiunea asta este... Sigur că e o dilemă. Cred că toate statele europene sau multe au o dilemă, România o are pentru că nu, cantitatea de populație. Cred că și polonezii au o dilemă mare din punctul ăsta de vedere și... Noi avem o comunitate uriașă. Evident, și polonezii au. 500 de mii de oameni. Și polonezii au. Dar sentimentul e că dilema în acest moment, dincolo de dilemele private, cred că și Uniunea Europeană are o dilemă, pentru că... Textul, documentul, foaia albă a doamnei mei a fost elegant, sigur, respinsă de domnul Michel Barnier, dar atunci ce le rămâne britanicilor este teoretic, nu? Cum spune, discută presa de acolo, sau doamna May să facă un șantaj împotriva parlamentarilor conservatori, să spune, sau acceptați o negociere soft cu Uniunea Europeană, sau... Brexit, ce înseamnă? Adică lipsă de acord, deci Brexit-ul dur fără acord, n-avem niciun acord cu Uniunea Europeană și am plecat, cu toate consecințele care pot să fie bombe pe toate domeniile. Al doilea, alegeri anticipate, dar ce soluție este asta? Că au mai fost alegeri anticipate și doamna May a rămas fără majoritate în Parlament, sau cu majoritate extrem de proastă. Deci o soluție anticipată, să spui când se blochează Parlamentul, pentru că asta e o chestie tehnică și imediată, nu? Ce faci? Doamna May vine cu un acord, europenii... Mă rog, să zicem că ar accepta o negociere, dar nu vrea Parlamentul, nu își poate impune în propriul Parlament această chestiune, ce face doamna May, îi șantajează. Doi, nu se poate, se blochează alegerea anticipată. Încă o dată, ce va ieși de acolo? Că poate trezești cu o majoritate și care... Și data de ieșire a Marii Britanii din joc, data la care trebuie bate, să se termine, bate este fixă. Ea nu poate să fie... Sau ideea care a apărut acum, un nou referendum. N-ați văzut care este motivația? Cum zice presa din Marea Britanie, nu iei copilașul care plânge și e plin de murdar și nespălat și neschimbat și dai înapoi părinții. Dar repet întrebarea, ați văzut absolut dulcea motivație? Fraudă. A fost fraudat votul inițial cu vote leave, acuzat că a primit bani prin Cambridge Analytica de la ruși. Da. Bun, asta deja nu cred că e ceva mai convingător. Da, adică chiar ajungem la râsul de pe lume. Dar este pe toate canalele această poveste ca motivație, nu? A fost fraudat. Tony Blair, fostul prim-ministru, susține. Tony Blair este un vârf de lanță și poate vrea să relanseze în politică. Dar vreau să spun că niciuna dintre aceste soluții, niciuna dintre aceste soluții nu e bună. Toate sunt proaste. Și dacă ajungi să vezi care mai pot, să n-ajungi la concluzia cum face The Economist, că cea mai puțin proastă soluție este încă un referendum.
Atunci, sigur că apar nenumărate probleme, ce e cu referendumul ăsta și ce mai înseamnă, mă rog, decizia politică. Se intră într-o relaxare oricât de decizii politice, care, evident, că va pune mari probleme și Uniunii Europene. Deci, ca să închid, sentimentul meu în acest moment este că România, dincolo de tot ce se întâmplă, pe lucruri pe care le poate contra, sigur că România trebuie să-și gândească o poziție, dar nu mi-e foarte clar dacă cum lucrează Marea Britanie cu aceste state, cum e statul român. Pentru că Marea Britanie, în perspectiva viitoarelor negocieri, care vor fi, sau vor, decizii, care se vor lua în Parlament, nu? Până la urmă va veni la Parlament și va lua o decizie apropo de acordul. Marea Britanie ar avea toate motivele din lume ca să aibă cât mai mulți apropiați, nu? În aceste state. Și nu e limpede dacă în acest moment există vreo negociere și vreo dorință a Marii Britanii de a face o negociere și un parteneriat cu Estul Europei în termeni cât de cât rezonabil și clar pentru Estul Europei. Au încercat și reacția Bruxelles a fost absolut dură. Cine negociază separat riscă... Nu cred principiul că... de bază, Dane, să ne fi luat prin surprindere. Aici asta este o mare problemă. Să stai pe coadă și aștept să ți se întâmple. Dar eu nu cred că aici poți să forțezi, de pildă, Budapesta să... Și ungurii își negociază, polonezii o poziționare. Dar nu mi-e clar în ce momentul acesta, cum ne va prinde și dacă România are o agendă clară pe care să o ceară și Marea Britanie are disponibilitatea să ofere. Sau dacă există cu adevărat o negociere... România o agendă clară? Sentimentul meu este că nu există o agendă clară nici din partea niciuneia dintre părți. Asta este marea problemă în acest moment. Am această credință, cel puțin în acest moment. Ei, asta sigur că face mai complicată poziția României, dar revenind la ce se întâmplă în Europa dincolo de Brexit, eu vă reamintesc că dacă Uniunea Europeană mai trece prin niște convulsii, Brexitul o să ajungă din problema fundamentală a Uniunii Europene, una dintre problemele Uniunii Europene. Pentru că ce s-a întâmplat acum cu Italia, ceea ce a mers într-un crescendo, puterea de negociere a Uniunii Europene, apropo de Marea Britanie, și nu mi-e clar dacă Londra tot încearcă să speculeze asta, s-ar putea să nu mai fie atât de solidă. Păi când îți spune premierul Italiei, a treia economie a Uniunii Europene, țara fondatoare a Uniunii Europene, că noi suntem gata să, dacă se mai votează o dată, noi ne opunem sancțiunilor împotriva Federației Ruse, asta e un caz fără precedent, pentru că Salvini nu e totuși Victor Orban. Dacă Italia dă un asemenea sentiment, sau transmite un asemenea mesaj, sigur, că o face pentru că vrea să șantajeze Uniunea Europeană, că o face pentru că are alte motive, că iubește prea mult Rusia, nu e clar. Poate o face interesele Italiei, vrea să negocieze sancțiunile, adică să le facă mai moi, în așa fel încât mărfurile italiene să se poată strecura în Federația Rusă. Nu știu asta. Dar noi, dacă mai așteptăm mult, o să vedem că Brexitul, care până acum era marea, unica problemă uriașă pentru Uniunea Europeană, o să ajungă să fie una dintre problemele pe care Uniunea Europeană le va avea de gestionat. Cum ar fi, de pildă, dacă Italia spune nu mai vrem sancțiuni împotriva Rusiei, deci nu votăm, le blocăm. Păi este consensul ăsta strategic al Uniunii Europene va intra în criză. Eu nu știu cum ne vom gândi de aici înainte, sau ce gânduri vor avea mulți dintre actorii din zonă, apropo de problematica de securitate în Europeană, dacă Uniunea Europeană nu are consens apropo de Federația Rusă. Întrebarea e... Ne vom duce toți către britanici. Că asta e marea problemă. Deci dacă noi vom simți o problemă de securitate că scârție în Uniunea Europeană, și asta e cercul pe care îl închid acum, în momentul ăla o să te uiți altfel la britanici. Și polonezii se vor uita altfel la britanici, și estonienii se vor uita altfel la britanici, și lituanienii, și letonii.